Fără penal în funcții publice, pe asta s-au bazat mulți cetățeni în campania electorală atunci când Partidul Național Liberal promitea că nu vor mai fi penal în funcții publice. Acum se pare că sfidează așteptările românilor și numesc persoane condamnate penal la conducerea unor importante companii de stat. Guvernul Cățu continuă să-i sfideze pe români și să-și ignore propriile angajamente asumate în campania electorală. Liderii PNL și ai USR Plus au promis că nu vor mai fi penali în funcții publice, dar acum sfidează așteptările românilor și numesc persoane condamnate la conducerea unor importante companii de stat. Numirea fostului primar de la șimleul Silvanei Septimius Surcaș, condamnat pentru fapte de corupție la conducerea Asociației Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul hidrografic Som Meștisa. Este o palmă dată celor care au votat PNL sau USR crezând minciunile electorale ale acestora legate de campania fără penali în funcții cheie, dar și celor care au crezut că actuala putere va elimina sistemul de relații și de pilde care stă la baza acestor numiri. Deloc întâmplător, Septimiu Țurcaș, a cărui condamnare pronunțată în 2020 a fost suspendată de judecător pentru o perioadă de probă, este cuscrul procurorului șef al DNA, Crind Bologa.